Nu vă spălați pe cap. Cu oțet. Dar de ce? E mere. 11 metri, 100% natural. Bine v-am găsit, dragi prieteni, astăzi la emisiunea 11 metri, cu programul sferturilor de finală în Liga Campionilor. S-au stabilit și datele meciurilor: Paris Saint-Germain, Barcelona, Atletico de Madrid, Real Madrid, FC Porto, Bayern München și Juventus, AS Monaco. Sigur că nu sunt meciuri inedite, toate aceste echipe s-au mai întâlnit între ele de nenumărate ori. De exemplu, Paris Saint-Germain și cu Barcelona s-au întâlnit chiar în actuala ediție, în faza grupelor, Paris Saint-Germain reușind atunci pe teren propriu să se impună, țineți minte, cu 3-2, după un meci istoric considerat la vremea respectivă, chiar dacă el n-avea să schimbe soarta primelor două locuri în grupă. Barcelona a reușit să tranșeze pe teren propriu în retur partida și să câștige finalmente grupa. Ele s-au mai întâlnit în urmă cu 2 ani, exact în aceeași fază a sferturilor de finală, când s-au înregistrat rezultate simetrice. Barcelona s-a calificat atunci în dauna lui Paris Saint-Germain grație numărului mai mare de goluri marcate în deplasare. Deci va fi un meci probabil echilibrat, chiar dacă la Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimović va lipsi suspendat la meciul tur, care se va juca pe Parc de Prans. Oricum, prezența lui în Liga Campionilor este facultativă. Zlatan a dezamăgit și cu Chelsea în meciul retur. Vă reamintesc că a fost eliminat după 30 de minute, fără ca asta să însemne pentru Paris Saint-Germain eliminarea. Parizienii au jucat 90 de minute, incluzând și prelungirile de 30 de minute, cu un om mai puțin și totuși s-au calificat. Au reușit în această perioadă să înscrie de două ori și să se califice mai departe, la început prin David Luiz și apoi prin Thiago Silva. Meciul tur dintre PSG și FC Barcelona se va juca pe 15 aprilie, în aceeași zi cu prima manșă dintre Porto și Bayern. Pe 14 aprilie sunt programate meciurile Atletico Madrid, Real Madrid și Juventus Monaco. Retururile sunt programate o săptămână mai târziu, pe 21 aprilie, adică marți, Barcelona PSG și Bayern Porto, iar miercuri, 22 aprilie, Real Atletico și Monaco Juve. Atletico Madrid și Real Madrid se întâlnesc în mod frecvent în campionat și uneori și în Cupa Spaniei. S-au întâlnit în finala Ligii Campionilor de anul trecut, câștigată de madrileni în prelungiri cu 4-1, după ce Atletico a condus până în minutul 90 cu 1-0, a fost egalată la ultimul corner. În ultimele 8 confruntări dintre cele două echipe, Realul s-a impus o singură dată. Însă totuși returul pe Santiago Bernabeu, cum și Barcelona are returul pe Camp Nou, ne fac bineînțeles pe acestea favorite. Paris Saint-Germain riscă, de exemplu, a treia eliminare consecutivă în faza sferturilor de finală în Liga Campionilor, de două ori cu Barcelona și o dată cu Chelsea. Lucrurile par să fie destul de clare în momentul de față, în favoarea Barcelonei, care a devenit o echipă aproape imposibil de eliminat în dublă manșă. Iar Real Madrid cred că totuși poate să profite, sigur mai este până pe 14 aprilie, când are loc prima manșă, aproape o lună, dar la forma de moment, Atletico Madrid, care și-a și pierdut poziția a treia deocamdată în Primera, astăzi Valencia joacă meci avansat la Elche pentru a-și consolida locul 3, cu 4 puncte avans până când joacă Atletico Madrid, și Atletico Madrid care riscă să nu joace la anul în Liga Campionilor, pentru că locul 4 nu-i garantează această posibilitate. Are de jucat un play-off, ceea ce va fi complicat, pentru că Spania nu are meciuri multe în picioare la momentul desfășurării acelui tur preliminar. Practic nu are campionatul început, deci nu este un eveniment atât de puțin însemnat, este o chestiune de luat în calcul. Sigur că mai avem până acolo, dar o spunem așa ca idee. Deci pentru Atletico este un meci teribil ăsta cu Realul.
Revanșă pentru anul trecut e mult spus, că nu vorbim decât de sferturi de finală. Tu ai pierdut o finală în fața Realului, finală care nu se va mai întoarce, nu se mai dă nimeni înapoi. Dar evident că ar fi uluitor să te califici. Totuși cred că Barcelona și Real Madrid sunt favorite net, certe net, avantajate și de tragerea la sorți față de PSG și de Atletico Madrid. Cel de-al treilea meci între Porto și Bayern, toată lumea are în minte finala din 1987, când FC Porto a învins-o pe Bayern München cu 2-1. Am impresia că meciul s-a jucat la Viena, dacă nu mă înșel. N-are mare importanță, dar așa țin minte. Algerianul Madjer, marcând atunci cu călcâiul acel gol antologic, o victorie surprinzătoare a portughezilor. De atunci, evident, Bayern și Porto s-au mai întâlnit. Bayern a tranșat meciurile directe în favoarea sa. Este evident mare favorită, mai ales că joacă retur în deplasare. Au nimerit bine aceste trei mari favorite. Iar în fine, în cel de-al patrulea meci, Juventus-Monaco, meciul este mai echilibrat decât ar arăta-o statisticile. În primul rând că nu s-au mai întâlnit în 1998 Juve și AS Monaco, atunci se califica Juventus, care este favorită sigur și astăzi, dar returul care se joacă la Monte Carlo ar putea să fie până la urmă un atu pentru Monaco, nu unul foarte mare, pentru că am văzut că Monaco a pierdut acasă net cu Arsenal în optimile de finală, deci terenul propriu n-a fost un avantaj, dimpotrivă, ei au profitat mai mult de meciul jucat pe Emirates decât de cel de pe teren propriu. Dar un fapt de neneglijat este absența lui Paul Pogba, practic alături de Carlito Tevez, omul de bază al lui Juventus. Paul Pogba este accidentat, s-a confirmat astăzi că are ruptură musculară și va lipsi la dubla manșă cu Monaco. Aici, de acest element, echipa lui Jardim ar putea să profite și să provoace surpriza pentru o calificare în semifinale. Ne întoarcem după o pauză. Ne-am întors în direct cu programul Ligii Campionilor. Tragere la sorți efectuată astăzi la Nyon, sferturi de finală, primele partide pe 14 aprilie, primele două sferturi de finală. Atletico Madrid-Real Madrid, finala de anul trecut, se joacă în sferturi. Juventus AS Monaco, meci la care nu se va uita aproape nimeni dintre telespectatorii neutri în seara respectivă. Sigur, Atletico Real va fi capul de afiș, iar pe data de 15 aprilie PSG Barcelona este la concurență cu Porto Bayern München. Retururile pe 21 și 22 aprilie, după care urmează tragerea la sorți a semifinalelor. Ea n-a avut loc astăzi, așa cum se proceda într-o vreme. Tragerea la sorți a semifinalelor va avea loc pe 24 aprilie, deci la două zile după terminarea sferturilor de finală. Meciurile din penultimul act fiind programate în luna mai, 5-6 mai turul, 12-13 mai returul. Finala pe Olympia Stadion din Berlin la data de 6 iunie. Ăsta este țintarul Ligii Campionilor. O competiție care, iată, programează în sferturile de finală meciuri într-adevăr de urmărit, meciuri cu mare încărcătură. PSG abonată la întâlnirile cu Barcelona în ultima perioadă, Atletico Real, reeditarea finalei de anul trecut, plus marele derby al capitalei Spaniei, Porto Bayern München, sigur, finala din 1987 și, în fine, Juventus AS Monaco. Aș pune două țări vecine, întrucât Principatul Monaco are legături cu Piemontul. Sunt foarte mulți piemontezi care locuiesc în Monaco, deci este o rivalitate dintre asta internă. E practic un derby în accepțiunea englezească a termenului. Un meci pe care sigur că telespectatorul neutru îl privește cu discreție de la distanță, dar nu lipsi de importanță, chiar dacă sigur niciuna dintre cele două nu are șanse reale la câștigarea trofeului, dar este un meci echilibrat. Până la urmă vom vedea dacă Monaco
care n-a nimerit rău pentru sferturile de finală, mai ales că are returul pe teren propriu, în fața, sigur, quadruplei campioane consecutive a Italiei, să nu uităm că Juve câștigă titlul în acest an pentru a patra oară la rând în Il Calcio, nu mai are nicio șansă să-l piardă. Marea echipă a lui AS Monaco, decimată vara trecută de plecările la care au consimțit cei doi ruși, Ribolovlev și Vasiliev, până la urmă, marea echipă a lui AS Monaco este capabilă să o încurce și pe Juventus după ce a făcut același lucru și cu Arsenalul lui Arsene Wenger. Trecem acum la meciurile din Europa League. O să vorbim și despre ce s-a întâmplat aseară, dar astăzi a avut loc până una alta tragerea la sorți, în același loc, tot cu Gianni Infantino, tot la Nyon, tragerea la sorți a partidelor din sferturile de finală, unde, spre deosebire de Liga Campionilor, exista totuși o regulă. Echipele din Ucraina nu puteau să le întâlnească pe cele din Rusia, sau mă rog, pe cea din Rusia, pentru că era vorba doar de Zenit. Zenitul așadar nu putea să joace nici cu Dinamo Kiev și nici cu Dnipro, două echipe din Ucraina care s-au calificat surprinzător în această fază a competiției, dar meritat după jocul prestat. În aceste condiții, programul este următorul: Sevilla, Zenit, Dniepropetrovsk, FC Bruges, Dinamo Kiev, Fiorentina și Wolfsburg, Napoli. Datele de disputare au fost stabilite și ele. Turul se desfășoară pe 16 aprilie, iar returul pe 23 aprilie. Tragerea la sorți pentru semifinale este programată pe 24 aprilie, pentru o zi de vineri, la 24 de ore după terminarea meciurilor, chiar mai puțin, după terminarea returului sferturilor, în timp ce meciurile din semifinale se vor juca pe 7 și 14 mai. Finala este programată pe 27 mai pe Stadionul Național din Varșovia. Stadion bine utilat și echipat pentru campionatul european care a avut loc în Polonia și Ucraina. Bun, în aceste condiții, Sevilla, mare favorită, încă o dată, după ce și-a adjudecat de două ori trofeul în ultimii trei ani. FC Sevilla joacă cu Zenit San Petersburg după ce a eliminat-o net pe Villarreal, colega sa de Primera, 3-1 în deplasare, 2-1 pe teren propriu, în meciul de aseară. Zenitul s-a calificat în dauna celor de la FC Torino, Zenitul care este liderul absolut al campionatului rus. A bătut 2-0 acasă și a pierdut aseară la Torino printr-un gol marcat din corner în minutul 90 de către italieni. Deci, până la urmă, considerăm calificarea Zenitului destul de clară. Torino n-a reușit să pună mare presiune. Golul lor marcat mult prea târziu, până la urmă, n-a împiedicat-o pe viitoarea campioană a Rusiei, probabil, să se califice, însă Zenitul n-a avut noroc la tragerea la sorți și a fost, spuneam, oarecum dezavantajată de situația politică. Asta e, da, până la urmă decizia UEFA mi se pare normală, naturală și normală, pentru că Dinamo Kiev sau Dniepr ar fi fost doi adversari la îndemâna Zenitului, în mod evident, aceștia nemai putând să iasă în cale, atunci iată că s-a întâmplat această problemă, acest pocinog, putem să-i spunem. Zenitul a dat peste Sevilla, practic favorita numărul 1 a competiției. Are returul însă acasă, echipa rusă, și ar putea să încerce ceva acolo. Sevilla să pleacă cu prima șansă. Dniepropetrovsk, care s-a calificat aseară în prelungiri la Amsterdam, pierzând în fața Ajax-ului cu 2-1, după ce câștigase acasă cu 1-0, Ajax-ul a reușit să marcheze în minutul 60, trimițând meciul în prelungiri. Konoplyanka a marcat cu un șut frumos din afara careului în prima repriză a prelungirilor, golul de 2-1 al Ajax-ului venind prea târziu, minutul 117-118. Ajax mai avea nevoie de un al treilea gol pentru a se califica. Mare surpriză, Dniepr așadar elimină pe Ajax, practic cea mai importantă echipă olandeză, chiar dacă în clasamentul din
erste divizie conduce Eindhoven în momentul de față. Eindhoven va fi viitoarea campioană a Olandei, dar oricum Ajax scoasă așadar de o echipă clasată abia pe poziția 3 în ciuntitul, amputatul campionat ucrainean. Dniepropetrovsk a avut noroc la tragerea la sorți, picând peste FC Bruj. Și FC Bruj a avut noroc. FC Bruj beneficiază de a treia tragere clementă consecutivă, după ce a jucat în 16-im cu Aalborg, considerată cea mai slabă echipă de pe tablou, și apoi cu Beşiktaş, liderul campionatului turc, însă o echipă modestă, așa cum este tot fotbalul din Turcia în acest moment. FC Bruj s-a calificat ieri câștigând în deplasare la Istanbul cu 3-1. Nimeni nu se aștepta la așa ceva. După o victorie acasă cu 2-1, turcii au reușit să deschidă scorul imediat după pauză printr-un gol fabulos marcat de la 35 de metri direct în vinclu și erau calificați la 1-0. În mod bizar, însă, FC Bruj a reușit să marcheze 3 goluri, dintre care 2 au fost marcate de un nume hilar, aș spune, în fotbalul european, un jucător de culoare congolez intrat în minutul 65. O să vă spun imediat și cum îl cheamă. Bolingolin Bombo. Își zici că se juca Bambilici. Asta după ce De Suter egalase în minutul 61. În minutul 65, în locul lui Izquierdo, a intrat Bolingolin Bombo, care avea să marcheze minutele 80-90, două goluri. Beşiktaş a terminat în 10 oameni, o seară catastrofală pentru ei și excepțională pentru Bruj, care iată beneficiază de o tragere perfectă, întâlnind pe Dniepr, plus că returul este în Belgia. Oricare s-ar califica din aceste două echipe constituie o surpriză și sigur face parte din jocul tragerilor la sorți. Până la urmă, și ăsta e farme cu competițiilor internaționale. Să ai un pic de noroc la tragerile la sos, norocul face parte din joc, este binevenit, da? Altfel, fotbalul ar fi mult mai rigid și mai posac. Oricare dintre Dniepr și FC Bruj s-ar califica în semifinale, este o mare performanță pentru această echipă neanunțată de nimic. O echipă care putea să nici nu prindă faza grupelor, putea să fie eliminată în play-off. N-ar fi fost o dramă. Al treilea meci, Dinamo Kiev-Fiorentina. Chievenii au făcut spectacol ieri, marcând din toate pozițiile, ca pe vremea lui Valerii Lobanovski, 5-2 cu Everton. Ciuca bătăilor, această mizerabilă echipă de Premier League, spuneam și ieri, o echipă lamentabilă care ar putea să nici nu încheie în primele 10 din Anglia la sfârșitul sezonului și care câștigase la Liverpool meciul turc cu 2-1, calificare cu 6-4 scor general pentru Kiev. Două goluri au fost marcate cu praștia din afara careului, goluri senzaționale ale lui Dinamo Kiev. FC Bruj a marcat și ea, Everton a marcat și ea un gol remarcabil prin eternul Lukaku, cel mai bun jucător al lor. De data asta nu din penalti, ci din afara careului. Au fost multe goluri aseară în Europa League din afara careului, goluri spectaculoase. Jagielka, internațional englez, a marcat cu capul în minutul 90 pentru Everton, golul de 2-5, altfel a fi pierdut încă și mai rău. Fiorentina a făcut instrucție cu modesta Romă, așa cum și bănuiam ieri că nu-i va fi Romei ușor, după un 1-1 la Florența. Romanii n-au putut să tragă de acel 0-0, a fost un penalti idiot, bêtement concédé, cum ar spune francezii, inutilă intervenția, o fel de obstrucție acolo, am văzut așa, puteai să nu dai penalti, în fine, totalmente aiurea făcut, era un fundaș al Romei în imediată apropiere, n-avea cum să iasă gol la faza aia. Da, fotbalistul nu gândește niciodată când este pe teren, își pierde mințile odată ce intră pe gazon. A fost penalti, Fiorentina a deschis scorul, s-a făcut 1-0, apoi în scurt timp s-a făcut 3-0. Până la pauză, datele probleme erau rezolvate, chiar și dacă ar fi marcat 3 goluri, Roma tot nu se califica la 3-3. Fiorentina va juca cu Dinamo Kiev în sferturile de finală, iar ultimul meci tras la sorți, Wolfsburg-Napoli, este și derbiul acestei faze. Wolfsburg, după ce a trecut de Inter, victorie 3-1, 2-1, chiar dacă prietenul nostru Bas Dost nu mai reușește să înscrie, o fac alții.
Wolfsburg este o echipă năpraznică în momentul ăsta. Le-a dat 5 lui Inter în dublă manșă, lamentabilul Inter, ar trebui să spunem. Napoli însă și-a menținut rangul și a reușit cu Rafa Benitez al ei să scoată un 0-0 pe terenul lui Dinamo Moscova, rezultat logic. Napoli a avut multe ocazii, inclusiv o bară transversală. Dinamo Moscova n-a mișcat, și schimbările sunt proaste la Dinamo Moscova. Au luat, dar nu reușesc să facă mare lucru cu el. E bine că am scăpat de această echipă care să se concentreze în campionat, unde deja pare să fi pierdut primele două poziții în favoarea lui Zenit și a lui CSKA. Așadar, Sevilla Zenit, Dniepropetrovsk Bruj, Kiev Fiorentina și Wolfsburg Napoli sunt meciurile din sferturi. Evident că ele vor putea fi urmărite. Nu știu, Digi, pe care nu va, că de fapt știu, Dniepropetrovsk FC Bruj nu se va difuza, dar pe Dolce Sport mai mult ca sigur vor putea fi urmărite toate cele patru partide. Vă reamintesc că de la anul, pentru trei sezoane, dacă nu se schimbă nimic în peisajul nostru audiovizual, toate meciurile din cupele europene vor fi urmărite la Telecom, adică pe Dolce Sport. Digi trăiește practic ultimele momente din acest punct de vedere, sferturile de finală. În Champions League nu există problema asta, pentru că acolo sunt televizate toate meciurile. Dar în Europa League va trebui să renunțe la dubla Dniepropetrovsk FC Bruj, cel mai probabil, și le va oferi pe celelalte. E bine, încă stau bine în sezonul ăsta cei de la RCS, însă de la anul, în principiu, deci pierd Europa League și Champions League și pierd de asemenea două meciuri din Liga 1, față de cele 9 pe care le-au acum, dacă nu cumva, că l-auzeam ieri pe Cristi Munteanu, team managerul Oțelului Galați, direct cu Sport Total FM, spunându-ne că se fac presiuni asupra adunării generale a ligii să voteze până la urmă un campionat cu 16 echipe de la an. Și Digi știu că trage pentru chestia asta, că lor nu le convine să plătească aceeași sumă pentru două meciuri mai puțin, chiar dacă meciurile sunt de neprivit. Până la urmă, pentru ei contează două producții în plus în fiecare etapă, ar avea și cu ce să-și ocupe grila mai bine. Mai rău pentru noi, mai bine pentru ei. Dacă nu, însă, vom ajunge la 7 meciuri pe etapă, ceea ce ar fi firesc, pentru că noi nu ne mai permitem așa ceva, din motive financiare s-a ajuns la această situație. Sigur că este unică în Europa cu 6 retrogradate. Sunt de acord cu cei care continuă să gândească ca pe vremurile, ca pe vremurile comunismului și ale colhozului sovietic. Dar noi nu ne mai permitem financiar chestiunea asta. Pe de altă parte, aș atrage atenția oamenilor noștri de bine și de foarte bine că nicăieri în Europa nu sunt 6 sau 7 sau chiar 8 echipe în insolvență. Da? Deci în aceste condiții, după părerea mea, campionatul profesionist nu mai are nicio logică în România. El este oricum fals. La noi n-ar mai trebui să existe competiție în sine. Poate doar o trecere de amatori, dar care să-și piardă statutul ăsta. În primul rând, n-ar mai trebui să angajăm echipe în cupele europene. Pentru că dacă n-aveam statutul profesionist, n-am mai putea să facem asta în mod normal. N-ar fi logic oricum. Și atunci ar trebui să jucăm o țurcă internă, televizată sau nu, și atât. Fără implicații, Cupa României, Cupa Ligii, campionatul, da, să lăsăm cu Europa. Noi nu ne mai permitem financiar. Ori ideile astea că a murit fotbalul în estul țării, că a murit fotbalul în marile orașe, astea nu mai sunt de actualitate de mult. Fotbalul moare acolo unde e multă prostie, unde e management defectuos. Nu mai ținem cont. Asta era pe vremuri. Trebuie să aibă și mineri echipă, trebuie să aibă și lipovenii, trebuie să aibă și moldovenii. Da? Trebuie să aibă toate provinciile istorice echipe reprezentative. Asta când se ținea de la stat, în bugetul de stat. Acum nu mai are nicio importanță chestiunea asta, rămân cei care sunt mai meritoși, cei care știu să facă performanță, cei care știu ce e aia management. Astea sunt apanajele unui fotbal profesionist într-o economie de piață. E simplu. Toți ceilalți sunt pe lângă subiect care pretind că
trebuie să mai fie ca altă dată. Ar fi putut să fie așa dacă exista în fotbal, într-adevăr, o sumă uriașă de bani pe care să o învârtă lumea. Atâta investitori, câte echipe, oameni, într-adevăr, cu banul după ei, cu cash-ul după ei, cu afaceri prospere. Noi nu mai avem, practic nu mai există nimeni astăzi care să garanteze desfășurarea unei competiții, așa că după mine și 14 echipe e nejustificat. N-are absolut nicio valoare. Uitându-ne la meciurile din campionat, țineți minte că plecase ieri în timpul meciului de la Mediaș, Gazmetan CFR Cluj, 0-0 s-a și terminat, gazdele au ratat un penalti, repriza a doua, am niște condiții teribile, exact ca și meciul de la Cluj dintre Universitatea și FC Botoșani, exact ca meciul de la Galați între Oțelul și CSMS Iași. Aceste trei partide de 0-0 sunt mai rele decât trei nopți petrecute la arest la Beciul Domnesc. Pauză și revenim. Ne-am întors, dragi prieteni, în direct. Am lămurit-o oarecum cu aceste trageri la sorți, care evident că au monopolizat astăzi interesul. V-aș reaminti că în Champions League avem câteva derbiuri de neratat, și anume Atletico Madrid-Real Madrid. Turul se joacă pe Calderon. Paris Saint-Germain face Barcelona, primul meci la Paris. Face Porto, Bayern München și Juventus AS Monaco. Iar în Europa League, unde instanța europeană a impus faptul ca echipele din Ucraina să nu poată să întâlnească pe Zenit, nu mai avem meciuri cu echipe din aceeași țară, după Sevilla, Villarreal și Roma, Fiorentina în optimi. Sevilla joacă contra Zenitului, Dinamo Kiev cu Fiorentina, Wolfsburg cu Napoli și Dniepropetrovsk cu FC Bruges. Avem astăzi începutul etapei a 23-a pe plan intern. FC Botoșani astea Târgu Mureș de la 20:30. Astăzi este prima zi de primăvară, conform calendarului adevărat, astrologic, nu după calendaristic luându-ne sau vorbind. După calendarul astrologic, astăzi este prima zi de primăvară, undeva în jur de 2 grade în miezul zilei la București. Au fost 3 luni de zile mizerabile din punct de vedere al climei, cel puțin în această parte a țării. Mă gândesc că nici la Botoșani nu va fi floare la ureche în această seară. La ora 8:30 începe meciul, deci se termină undeva în jurul orei 22:20. FC Botoșani ASEA Târgu Mureș, având în vedere că ningea la Piatra Neamț la ultima partidă cu Steaua jucată în Moldova. Botoșani fiind mai la nord decât Piatra Neamț, înseamnă că nu va fi o promenadă pentru, sau o plimbare de asta de sănătate pentru ASEA Târgu Mureș, care este totuși în fața unui meci cheie, aș spune, cazul unei victorii, nu numai că ASEA și-ar menține poziția a doua, lucru pe care l-ar face și în cazul unui rezultat de egalitate, dar ar mai pune un pic presiune pe Steaua, care are o partidă la îndemână acasă cu Viitorul, o echipă care și-a urcat saci în căruță, bine de tot, reușind în ultimele 4 etape să câștige 2 meciuri și să facă 2 rezultate de egalitate. Deci din punctul ăsta de vedere, Steluța stă un pic mai bine. Steaua, care va juca cu Viitorul duminică, practic în aceeași zi în care Real Madrid întâlnește pe FC Barcelona. Deci este ok, s-a nimerit bine. ASEA în fața încă unui obstacol, mă rog, nu avem de unde să știm ce se va întâmpla. Botoșaniu nu este în formă, una dintre echipele care n-a câștigat de la reluarea campionatului, n-are nicio victorie în retur. Este o echipă la îndemână, pentru că nu este nici cu cuțitul la os, are 9 puncte mai mult decât prima retrogradabilă. Dacă nici la Botoșan nu câștige, atunci e clar că ASEA, în această variantă cu Liviu Ciobotariu, nu poate să pretindă la mai mult. Ok, sigur că lucrurile stau așa, sigur că noi știm că ASEA nu are capacitatea să se bată la titlu și nici nu era obiectivul ei, probabil. Dar se vede
Se vede că ar fi putut să facă acest lucru, pentru că a pierdut puncte aiurea în turul campionatului la echipe modeste, făcut egal pe la Iași, egal pe la Galați, meciuri pe care le putea câștiga, egal la Chiajna în ultima deplasare. Două victorii, dacă scotea din meciurile astea în loc de egaluri, era astăzi în coasta Stelei. Mai ales că returul dintre cele două se joacă la București, după ce ASEA a câștigat cu cântec partida tură. Oleo, ne întrerupem ca și cum ar fi intrat Fabio Capello cu noi în direct. Și Capello, m-am exprimat greșit, nu mai e nimeni în momentul de față în fotbal, nici măcar nu l-au plătit rușii până la capăt. Marius Șumudică în direct cu Sport Total FM, să trăiți! Vă salut, domnul Radu, același cu respect, Marius Șumudică, zis Capello, cum vă place dumneavoastră. Corect, sunteți mai mare decât Capello în momentul de față sau ca să... N-am cum, că dacă te aduc extrasul de la bancă te sperii. Așa e, dar nici pe Capello nu l-au plătit rușii până la capăt, să știți, domnul. Păi da, dar Capello cred că mai are ceva pe dreapta, stai. Mai are pe dreapta, noastră aveți probabil pe stânga. Ideea este că vreau să vă spun un lucru clar, domnul Șumudică, nici Capello nu făcea mai multe la Chiajna. Bine, mulțumesc, nu știu acum dacă ironia în continuare există. Na, la Chiajna, la Chiajna n-avea cum, adică să pierd 6 meciuri din 22 la Concordia Chiajna mi se pare totuși o performanță. Da, nu, suntem un grup bun, Radu, să știi, fără, acum lăsând gluma la o parte, suntem un grup bun, mi-am format un grup bun cu jucători cu experiență, lângă cei care am găsit aici și erau vreo 5-6 jucători tineri de perspectivă, am adus un Vasile Maftei, am adus un Lovin, deci Matache, portarul, jucători care, să zic așa, împreună cu tinerețea acelora și cu exuberanța, cu dorința lor de afirmare, am creat un grup bun și echilibrat. Suntem bine organizați, atâta tot, și se plătește la timp. Să știi că ăsta e al doilea secret. Să fiu sincer, atâta timp cât ai echipa mulțumită și poți să le ceri tot ceea ce îți dorești, din punct de vedere al antrenamentului sportiv, atunci, cu siguranță, dacă se lucrează bine și ei sunt mulțumiți, vin și rezultatele. Da, ați reușit să bateți pe Dinamo în deplasare cu 3-0. Vă așteaptă un meci, sigur că o să-mi spuneți că e foarte complicat, dar vă așteaptă un meci banal, acasă cu Ceahlău, o echipă care n-a mai câștigat de la lăsata secolului. Deci n-ar trebui să aveți o mare problemă dacă nu-i bateți pe Ceahlău. Ei n-au mai câștigat de la meciul cu mine, pe noi ne-au bătut, de atunci n-au mai câștigat. Asta în turul campionatului, iar ăla a fost penultimul meci al meu care l-am pierdut. Am pierdut două consecutive, să zic așa, atunci, la Piatra Neam și la Brașov. De la Brașov nu mai pierdem noi, adică la o săptămână după meciul cu Ceahlău. Ce să zic, nu voi începe acum să spun că e un meci extraordinar de greu, dar noi suntem echipa care niciodată n-am legat două victorii și ar fi păcat să nu câștigăm acest meci. Nu va fi un meci greu dacă noi vom fi cei care trebuie să fim. Adică, uite, nu mai sunt același antrenor care probabil ar fi spus că ne așteaptă cel mai greu. Nu, este un meci ușor pentru noi și spun sincer că va fi un meci ușor dacă noi vom fi la fel cum am fost cu ultimele partide. Deci, cu siguranță vom câștiga, dacă vom fi aceiași ca în ultimele partide de când am început returul. Dacă considerăm că bătându-i pe Dinamo noi am rezolvat campionatul, vom pierde jocul. Da, ceea ce ar fi o mare surpriză, pentru că Ceahlău n-a câștigat decât 3 meciuri da, în 22 de etape. Vreau să vă întreb, că știu că ați avut un conflict după meciul cu Dinamo, cu patronul echipei și că la un moment... Nu, cu patronul, nu, cu primarul este aici atunci. Așa, care face și eu numai cu dânsul. Cu cel care nu, cu taie și spânzură, așa? Nu, cu dânsul, am avut niște neînțelegeri cu președintele clubului și atâta tot. S-au reglat, am vorbit cu domnul primar, deci în momentul de față tot e ok. Dar în ce sens a fost divergențe? Că încă noi ce am citit se spunea că, domnule, nu e ambiție, nu e un obiectiv clar, nu se vrea, nu știu ce. Ce ați stabilit până la urmă? Erau mult mai multe lucruri mărunte, Radu, nu vreau să le spun acum, fiindcă la două zile de joc, dar știi că la mine ce mi-e îngușă și în căpușă, pot să avem timp și când voi termina aici, voi spune tot ceea ce s-a întâmplat, fiindcă nu este și am promis acestui om, domnului Minea, că mă opresc acum deocamdată și am făcut o promisiune și îți voi spune la momentul respectiv, te rog, să mă înțelegi. Bun, spuneți-ne atunci cum stați cu suspendarea.
Că vă tot vedem s-a terminat, prin tribune. Mi s-a terminat suspendarea. Radu, voi fi pe bancă. Deci a fost ultima etapă, nici nu știu ce să zic acum. Văd că mi-a priit așa cât de cât din punct de vedere al jocului și al rezultatelor. Nu, glumesc. Voi fi alături de ei, e altceva, atâta timp cât poți să fii în pauză înaintea jocului, să fii lângă ei, e altceva. Deci voi fi pe bancă. S-au terminat cele patru etape care le-am avut, am făcut și apel să mi se reducă, nu mi s-au redus la momentul respectiv. Asta este. Două vorbe, dacă ne puteți spune și despre situația Rapidului, la care sigur că trageți așa cu un ochi, vă uitați un pic spre meciurile Rapidului. Trebuie să câștige cu Galațiu neapărat. Deci dacă nu câștigă cu Galațiu, li se complică situația foarte mult. Dacă nu vor câștiga sâmbătă, e groasă. E groasă. E adevărat, dacă nu bați nici pe Oțelu în momentul ăsta, pe cine să mai bați? Nu, trebuie să câștige acest meci. Nu va fi ușor și eu am avut meci nou cu Oțelu, am avut noroc, să știi, cu niște intervenții a lui Matache în prima repriză senzaționale la niște șuturi a lui Cernat și am reușit să câștigăm a doua repriză. Dar să știi că... I-ați bătut cu 3-0 totuși. Da, le-ați dat 3 până la urmă. Nu mai are nimic de pierdut, vor veni să joace, să știi, și va fi un meci de care pe care, cum de altfel, mă aștept și cu Ceahlău. Fiindcă Ceahlău 16 puncte, la fel. Egalul nu-i ajută. Nu. Deci vor fi meciuri deschise. Da. V-aș întreba totuși ca om care ați străbătut un pic lumea așa și ați și jucat prin alte părți. Da. Cum vedeți tragerea la sorți de astăzi din Champions League cu Atletico Real Madrid și cu PSG Barcelona? Atletico pierde deja, a pierdut campionatul, cred că își vor canaliza toate forțele în această dublă cu Real Madrid. Este un sezon un pic un recul în ceea ce înseamnă jocul lor, fiindcă au atins, să zic așa, cote foarte înalte în prestațiile pe care le-au avut și ușor, ușor vine un recul. Au pierdut și jucători, Torres a venit înapoi, e destul de greu să-l facă uitat pe Costa, Diego Costa, deci sunt mai multe probleme acolo și Realul traversează o perioadă proastă, dar cu toate eu consider că, cred, chiar dacă Atletico este echipa mai bine organizată și mai echipă din punct de vedere al grupului, cred că Realul trebuie să se califice. Iar Barcelona cu PSG, Barcelona, deci ceea ce joacă în momentul ăsta Barcelona, fiindcă joacă Messi, deci trebuie să recunoaștem că Barcelona a avut probleme atât timp cât Messi avea probleme și din punct de vedere fizic îl vedeam că vărsa pe teren sau ceva de genul ăsta, dar în ultimul timp Messi traversează o perioadă senzațională, iar ce am văzut eu la ultimele meciuri când au jucat parcă la Ibar, nici nu știu, în campionatul intern și acum cu Manchester City, e de pe altă planetă, deci nu se poate așa ceva. Da, așa pare, într-adevăr, că Barcelona e greu de eliminat în dublă manșă de către Paris Saint-Germain, mai ales că Ibrahimovic va lipsi în primul meci și este suspendat. Știu, da. Bun, astea sunt problemele oamenilor bogați, domnul Șumudică. Cotidianul noastră este cel cu Ceahlău de lunea viitoare, într-adevăr, dar nu vă plângem de milă, pentru că totuși ați dus echipa din Chiajna la mijlocul clasamentului, ceea ce nu-i puțin. Mulțumim. Puțin acolo, Radu, cel puțin acolo să rămânem. Dacă putem să urcăm mai sus ar fi perfect, dar n-aș mai vrea să mai cobor, fiindcă rețeta asta financiară, știi și tu, acum a ajuns datorită televiziunilor ca un loc să valoreze în jur de 300.000 de euro. Și asta contează enorm la o echipă precum a noastră, cu buget de salarii, un total bugetul de salarii la tot ceea ce înseamnă jucători, 26 de jucători, nu depășim 70 și ceva, 80.000 de euro. Așa. Deci crede-mă că avem o medie de 2.500-3.000 de euro. Asta este la Chiajna. Da. Mulțumim, domnul Șumudică, de intervenție. Baftă. Și vă doresc emisiuni plăcute în continuare și să zic că te urmăresc. Chiar dacă probabil și tu ai, să zic așa, criticii tăi, pentru mine ești un om deosebit și un om care spui lucrurilor pe nume, cum de altfel încerc și eu în breazla mea să fac același lucru. Mulțumim, domnul Șumudică. Pentru toate, ok, rămâneți cu noi, ne întoarcem după o pauză să ne tragem un pic sufletul. Am revenit în direct, astăzi spuneam se deschide etapa 23-a în Liga 1 cu acest unic meci de vineri seara, FC Botoșani-ASEA Târgu Mureș de la 20:30.
meci care se joacă probabil în condiții meteorologice destul de complicate. În această etapă 23-a voi anunța și programul, bineînțeles cu orele de meciuri care sunt de acum clasice, pentru că nu mai avem parte de o etapă intermediară, ci de una de weekend. Mâine sunt programate 3 meciuri, duminică sunt programate 3 meciuri, iar luni sunt programate 2. Este clasicul țintar de Liga 1. Sâmbătă avem așadar de la 15:30 Universitatea Craiova Astra Giurgiu, meci mare. De la ora 18 Rapid Oțelul, un derby al zonei Codașilor. De altfel, uitându-ne pe clasament, este o statistică interesantă asta. Între ultimele 6 echipe, cele care retrogradează la sfârșitul sezonului, în afară de Rapid, celelalte 5 n-au câștigat niciun meci în ultimele 5 etape. Rapid a reușit 2 victorii în ultimele 5 partide, de 2 ori a câștigat în deplasare cu 1-0, după cum probabil știți, la Mediaș și împotriva Stelei. În rest, celelalte 5 echipe din zona retrogradării n-au bătut pe nimeni în ultimele 5 partide. Deci, sâmbătă, Craiova-Giurgiu de la 15:30 și Rapid Oțelul de la 18 la 20:30, sâmbătă, avem meciul dintre FC Brașov și Dinamo. Un meci important pentru ambele echipe, dar ne interesează mai mult prestația celor de la Dinamo, întrucât Brașovul, chiar dacă este deasupra zonei retrogradării, nu este o echipă esențială pentru Liga 1. Asta chiar dacă, sigur, pentru cei implicați direct nu este valabil, dar că rămâne în Liga 1 sau că se duce în Liga 2, FC Brașov nu este o echipă primordială a acestui campionat. Criza de la Dinamo, că e adâncită, că nu, este însă mereu un subiect de discuție pentru fanii fotbalului intern. Duminică avem de la 15:30 Pandurii cu Gaz Metan, un meci care riscă să fie extrem de anost. Mediașul este într-o vrie colosală. Pandurii ar trebui să se impună, dar probabil la limită, pentru că văzându-i cum au jucat la Chiajna împotriva Viitorului, arătau jalnic. De la 18 duminică, CFR Cluj Petrolul, un meci care pentru CFR Cluj nu mai contează, echipa este clar retrogradată. Pentru Petrolul, da. Dacă nu câștigă la Cluj, vria în care a intrat Strâmbu se va accelera, iar poziția a doua în clasament riscă să rămână și ea un pic în urmă, în restanță. Duminică de la ora 20, Steaua Viitorul, un meci bizar, nu putem să-i spunem altfel. Știm foarte bine că dacă Viitorul ar fi avut nevoie obligatorie de puncte, le lua din Ghencea, Steaua să dădea la o parte, așa cum am mai făcut-o de altfel în această confruntare. Credem totuși că de data asta se va juca și Steaua va trebui să câștige, poate chiar Viitorul să-i dea punctele Stelei, adică să nu combată absolut deloc, tocmai pentru că situația Constanței este una bună, chiar foarte bună în momentul de față, după ce au reușit să adune 8 puncte în ultimele 4 meciuri. În fine, luni 23 martie, Concordia Ciahlău, meciul despre care vorbeam mai devreme, la îndemâna oamenilor lui Șumudică, și respectiv CSMS Iași, Universitatea Cluj, o țurcă în perspectivă monumentală între două echipe care o bagă greu în ațe. Universitatea Cluj este ca și Mediașul, ca și Ciahlău, ca și Oțelul, imposibilitatea de a juca ceva. Mai nou putem să o punem și pe CFR Cluj tot în această situație. Singura Rapidul este în zona retrogradării care mai mișcă. CSMS Iași însă are ocazia, iată, să mai își treacă în palmares niște puncte. Dacă nu le iei acasă cu Clujul, unde să le iei? Deci există șansa ca totuși la un astfel de meci Iașu să mai adune câte ceva, pentru că echipa n-a scăpat definitiv de zona retrogradării după prestația lamentabilă de la Galați, care sigur fusese precedată de 4 victorii la rând. Iașu totuși, ca și Pandurii, trebuie să fie atent în retrovizor,
nu au decât 4 puncte avans față de Gazmetan Mediaș, cu 12 etape înainte de final, deci nu și-au asigurat încă prezența în Liga 1. Intrigantă oricum această idee că nu putem să fim încă stăpâni pe situație și nici pe ceea ce înseamnă perspectiva sezonului viitor, mai ales de când am aflat că se uneltește pentru modificarea din mers iarăși a regulamentului. Pe vremea lui Mitică Dragomir era chestiune curentă asta și la o cârciumă bine situată imediat se modifica regulamentul în timpul competiției. Vă dați seama ce nenorocire ar fi dacă s-ar ajunge până la urmă la ideea că sunt prea multe 6 echipe care pică. Cum să iei o astfel de decizie, să spunem, după 23 de etape? Cum să iei o astfel de decizie nici măcar la jumătatea campionatului? Pe final să le anunți tu că nu mai pică 6, că pică doar 4. Pe undeva sigur că asta n-ar deranja foarte mult, pe asta s-ar baza ei, pe nimeni, întrucât poate să facă doar o surpriză plăcută cuiva. Nici într-un caz nu este o dramă. Adică una ar fi fost să pice 4 inițial și să le spui pe traseu, bă, vedeți că pică 6, și alta este ca din 6 să le spui că pică 4. Da, mă, dar tot nu are nicio legătură cu regulamentul fotbalului în sine. Numai ideea care îți trece prin cap demonstrează că tu nu ești profesionist. Cum să faci așa ceva când campionatul a plecat la drum pe un principiu, pe un regulament pe care îl modifici tu din senin, așa, în mijlocul competiției, mai ales că știu că de dată recentă s-a aprobat la Liga Profesionistă de Fotbal țintarul sezonului viitor cu 14 echipe, cu, ține minte, chiar am vorbit atunci puțin despre asta. Acum să fac presiuni să rămână totuși 16, că parcă e prea puțin 14. Spuneam, din ce am auzit noi, informația nefiind oficială, dar pe surse este vehiculată în mass media, că și difuzorul principal, unicul difuzor al campionatului RCS RDS, practic, și-ar dori un campionat cu 16 echipe, nu cu 14, tocmai pentru a ieși mai bine socoteala și având în vedere că ei plătesc o sumă mare, 24 de milioane de euro pe sezon, începând cu anul competițional 2015-2016, pentru încă 3 ediții, deci de la vară încă 3 campionate, 24 de milioane de euro per campionat, ei plătesc acum 12 milioane această tranșă pentru o jumătate de ediție, dar cifrele vehiculate în media vorbesc de 24 de milioane din vara viitoare. Ei și-ar dori cât mai multe meciuri. Dacă Digi ar face un pic de presiune, probabil că n-am avea 14 echipe, n-am avea 16, n-am avea nici 18, am avea un campionat chiar cu 20 de echipe, pentru că ei au spațiu pe Digi Sport, au 3 canale, ar neglija complet celelalte campionate și ar transmite numai sport intern. Da, până la urmă ar face niște economii, da, ar lua Telecomul toate celelalte campionate și le-ar înghesui așa în stilul românesc, da? Ar da câte o jumătate de meci, după care ar trece la tenis, ar da Formula 1, ar da, așa e la noi, un bambilici dintre ăsta negândit, bineînțeles, pe care oamenii au impresia că îl pot plasa și îl pot recomanda fără probleme. Nu se întâmplă, bă, fraților, așa, una e una și alta e alta, vorba lui Nea Ovidiu. Deci nu avem nevoie de campionat cu 16 echipe atunci când s-a plecat la drum vara trecută pe ideea că pică 6 și vom avea 14 echipe. Mai ales că după ce se termină sezonul clasic cu 26 de etape, vine play-off-ul și play-out-ul, care deja și ele sunt bătute în cuie. Da? Din 14 echipe cât va avea campionatul, la terminarea sezonului regulat, după 26 de etape, se vor împărți echipele 6 cu 8. Da? Primele 6 în play-off, următoarele 8 în play-out. Asta, varianta asta lansată de Florin Prunea sau de Cristi Munteanu zilele trecute, cum că ar putea să fie unii în play-out care nu sunt în insolvență și teoretic ar putea să joace în cupele europene, iar alții care sunt în play-off
sunt în insolvență și deci ineligibil pentru cupele europene, sigur, e interesantă, e extraordinară așa ca găselniță, dar până la urmă nu impietează direct asupra competiției, întrucât mai este o variantă. Varianta pe care probabil o va lua în calcul forul european, în cazul în care există un play-off și un play-out. Dacă echipele din play-off nu sunt disponibile din motive financiare sau altele pentru cupele europene, atunci nu merge nimeni. Nu poți să te duci de pe locul 14 sau de pe locul 10 în cupele europene. Adică ar trebui să existe o limită și acolo. Da? Probabil că asta va fi până la urmă adoptată. Adică nu e musai să te duci în cupele europene de aia că tu ai niște locuri. Păi da, și ce, dacă ți-ai cumpărat bilet de avion, trebuie să te prezinți neapărat la zbor. Poate că te doare măseaua sau spatele, nu te poți mișca din pat. Rămâi acasă, nu înseamnă că avionul nu va decola. Că tu n-ai ajuns la timp la aeroport. Așa sunt și aici. Ok, România are 7-8 locuri, nu știu, noi avem cele mai multe din Europa oricum, locuri disponibile pentru Europa League. Bun, nu merg 7-8 echipe, merg doar 2. Asta e, celelalte locuri vor fi atribuite țărilor care ne urmează în urma coeficientului stabilit. Asta nu e o dramă, se rezolvă foarte ușor. Altfel, sigur că e bizar, e ciudat, dar tocmai asta spuneam. Cine mai are în Europa astăzi 7 sau 8 echipe în insolvență, cum avem noi? Insolvența fiind, sigur, o metodă românească de a păcăli, în general, competiția. Aici vorbim despre sport acum. Păcălirea competiției, asta e insolvența. Echipe care n-au fost în stare să-și facă temele, da? N-au avut niciun proiect, sau dacă au avut, a eșuat acest proiect. Și în momentul în care a eșuat, au găsit o supapă dintre asta care să fenteze regulamentul, să le permită să mai ducă cu țârâita încă o vreme. Dar fără să facă mare lucru nici în perioada asta. Pentru că insolvența nu este până la urmă o corecție, adică domnule, gata, clubul a intrat în insolvență, după aia un administrator judiciar sau judecătoresc a stabilit un anumit plan, au reușit să treacă cu bine de această perioadă și de aici înainte nu vor mai face niciodată. Precum copiii care atunci când sunt prinși spun gata, nu mai fac. Dacă ar fi așa, ar fi bine. Din sezonul viitor, restanțele vor începe iarăși să se acumuleze, că doar situația financiară nu s-a schimbat prin chestia asta. Sau nu se va schimba. Oamenii care conduc cluburile sunt cam tot ăia. O scădea poate lefurile, nu se vor mai plăti nici lefurile mici, în condițiile în care cluburile nu le plătesc acum pe cele medii. Nu cred că asta va fi problema. Acum s-au mai scăzut salariile și că nu știu cum vor fi jucătorii păcăliți în continuare, ce contracte să semneze ca să își ia banii parțial. Nu vor fi plătiți nici în continuare. Deci nu, ce vom face după aia? Ies din insolvență cluburile și peste câteva sezoane, în cel mai rău caz, vor cere din nou intrarea în insolvență. Bun, de câte ori poate să intre un club în insolvență? Întrebăm și noi. De câte ori poate să intre? Chiar dacă va veni și va spune, da, data trecută sau acum 5 campionate, când am fost a 4-a oară în insolvență, ne-am ținut de program. Ce sens are chestia asta? Tot timpul sunt în insolvență, deci automat nu mai pot să corespundă criteriilor de participare în cupele europene. Deocamdată suntem la începutul erei insolvenței în fotbalul românesc. Dar era asta este la primii pași. Cluburile vor avea bilanțul și palmaresul în funcție de câte insolvențe au trecut. Exact ca la cartonașe. Sus, acolo când se afișează numele echipei pe ecran, va scrie așa, de exemplu, Astra Giurgiu, nu știu, Pandurii Târgu Jiu, să zicem, 3-2. Adică Astra are 3 insolvențe și Pandurii 2. Asta exact ca la cartonașe, cum afișează unele televiziuni, câte cartonașe au în echipele în mod curent în momentul respectiv. Se afișează de obicei cele roșii. Asta și pentru că
jurnaliștii sunt incapabili să țină evidența cartonașilor galbene și oricum ar fi doar o prostie, că niciun site nu le afișează corect niciodată. Eu am impresia că nici arbitru nu le notează bine, că nici comisiile nu știu exact. Aia e o țurcă acolo, cartonașele. Da, și arbitrii le notează prost, că nici ei nu știu foarte bine cum îi cheamă pe jucători sau care sunt de fapt jucătorii avertizați. A după aia să mai trimită și la comisie bine ce au scris pe hârtie prost. Mi se pare destul de complicat. Trebuie să ai multă pasiune pentru asta. Să notezi cu cerbicie toate galbenele și e puțin probabil ca lucrurile să stea așa. Da, în fine, o să ajungem la niște situații hilare, absolut. Toate astea vin din era mitică Dragomir, care este principalul vinovat. Nu înseamnă că dacă nu mai ești în funcție, nu trebuie să plătești. Tică Dragomir este cel care a girat, ca să nu spunem neapărat că a sponsorizat, sigur că l-a și sponsorizat, pentru că el făcea contractele atunci cu televiziunile, dar el a girat genul ăsta de competiție. Da? Dacă Mitică Dragomir ar fi avut o fermitate, o înțelepciune, o prestanță în anii în care a domnit peste fotbalul românesc, el și cu echipa lui, cu comitetul executiv și cu toate comitetele și comițiile posibile, dacă altfel ar fi gândit acești oameni, nu se ajungea în această situație. Da? Se termina de mult. Cei care nu erau capabili, nu mai erau invitați să participe la competiție, li se spunea de la început, gata. Uite, nu vă dau licența pentru că nu prezentați garanții. N-am încredere. Nu cred că o duceți până la capăt. Nu mi se pare fiabil planul pe care îl aveți. Tăia din fașă această boală, această epidemie care urma să cuprindă tot fotbalul românesc la nivel de club, și ar fi putut în toți anii ăștia, că nimeni nu îl împiedica, chiar dacă sigur ar fi adunat niște critici, ar fi fost amenințat cu moartea pe telefon și în direct la televiziune de oamenii de fotbal, până la urmă ar fi ținut capul sus și ar fi demonstrat că a procedat corect. Timpul i-ar fi dat dreptate. Așa, dimpotrivă, timpul îl condamnă în mod decisiv pe Mitică Dragomir. Sigur, continuitatea asigurată deocamdată de această nouă conducere a ligii, care în vorbe și în atitudine s-a diferențiat un pic de Mitică Dragomir, pentru că era și greu să spui vom face exact același lucru ca și Dragomir, era absurd în primul rând. Deocamdată n-a legat în fapte prea multe. Rezultatele nu vorbesc pentru noua conducere a ligii, deși încă o dată spun, era preferabil oricine în locul lui Mitică Dragomir, dar nu mi se pare că sunt atât de convingători până în momentul de față. Deciziile pe care le iau nu sunt ferme, fotbalul românesc nu pare să se fi îmbunătățit la niciun capitol. Ba, nivelul este chiar mai slab, dar mă rog, asta nu e responsabilitatea directă a lor, pentru că, încă o dată spun, a fost păstorit mai bine de 20 de ani greșit și nu se putea ajunge într-o altă situație decât în asta. Generația actuală și cea care vine sunt până la urmă victimele planului prost aplicat de fosta conducere a ligii, care sigur că nu gândea la ziua de mâine, cum nu gândeau nici oamenii politici. Gândea la moment, că astăzi ne e bine, și sigur că le-a fost bine, s-au scăldat în bani, a fost o perioadă în care se putea fura la greu, astăzi vedem rezultatele, cu toate aceste convocări în instanță, și sigur și în fotbal, pentru că toți greii fotbalului au ajuns la pușcărie, cu excepția lui Mitică Dragomir și a lui Mircea Sandu, absolut toți greii au fost sau sunt în continuare la pușcărie. Asta înseamnă că sistemul nu era funcțional. Asta înseamnă că, într-adevăr, s-a greșit. Sigur că toată lumea era mai mult sau mai puțin cu gura pe ei, întrucât lucrul ăsta se vedea de la o poștă, că ei nu își fac treaba, că nu se muncește corect și bine acolo, că la un moment dat se va ajunge la acest colaps. Dar el este meritat astăzi. Adică să nu vină astăzi conducerea sau cluburile și să spună, domnule, suntem în direct, vorbim despre ce ne așteaptă în Europa în aceste zile. În Germania, Hamburg, Hertha, astăzi, meciul de vineri seara de la 21:30. Hamburg pe poziția 15-a,
Hertha Berlin un loc mai sus, un meci între codașe, interesant însă pentru evitarea retrogradării, evitare a retrogradării pe care cred că cele două până la urmă o pot duce la bun sfârșit, având în vedere jalnica prestație a ultimelor trei clasate, Stuttgart, Freiburg și Paderborn, numai că nu ești la adăpost. Orice victorie a acestor echipe, greu de crezut că se întâmplă, dar totuși sunt echipe nemțești, până la urmă nu sunt oțelul și... Avem de asemenea etapă și în Anglia, bineînțeles, după paranteza de cupă, Chelsea, lider cu 6 puncte avans față de Manchester City, joacă pe terenul Hull City, a 15-a clasată, duminică. Ar trebui Chelsea totuși să își revină un pic, n-a reușit prea mari performanțe. Deci în ultimele 5 meciuri jucate, aici incluzând și dubla cu Paris Saint-Germain, Chelsea a câștigat unul singur. Deci în ultime 5 meciuri jucate în toate competițiile n-are decât o singură victorie. Ar trebui însă totuși să bată la Hull City. Manchester City joacă acasă cu West Brom sâmbătă. Este genul de meci pe care Manchester City nu-l câștigă. Fața unei echipe de pluton, locul 13 West Bromwich, un meci pe care nu reușește să-l câștige de obicei Manchester City. S-a încurcat de foarte multe ori cu astfel de echipe. Vă reamintesc că a pierdut în ultima etapă pe terenul lui Burnley, echipa aflată în zona retrogradării. Arsenal, cu 5 victorii la rând în Premier League, se deplasează pe terenul lui Newcastle, loserul absolut al primei ligi engleze, aș spune din totdeauna, un meci pe care Arsenal trebuie să-l câștige. Arsenal va câștiga această partidă, cum a fi spus Coca Cosma Teoharie, după eliminarea rușinoasă cu AS Monaco în optimile Champions League. Arsenal are datoria să-și păstreze locul 3 și poate, cine știe, chiar să profite de vreun semi-eșec al lui City să treacă pe 2. Manchester United joacă la Liverpool duminică, mare meci, locurile 4 cu 5. Pentru echipa care va pierde această partidă, va fi într-adevăr un weekend grețos. Pentru că în Anglia punctele între primele clasate sunt extrem de bine calculate. Planurile sunt făcute până la capăt, acum mai trebuie să fie și respectate. Atenție, între locul 5 și locul 2 sunt doar 4 puncte. Așadar, între Manchester City, Arsenal, United și Liverpool, totul este posibil. Mai sunt de disputat încă 9 meciuri până la sfârșitul sezonului. Hai să zicem că Southampton și Tottenham au rămas un pic în urmă. E greu de crezut că aceste echipe vor mai prinde Champions League. Pentru Europa League, sigur, sunt acolo, da. Pentru Champions League este complicat. De la locul 6 în jos, nu mai vorbim, este deja un ecart de 8 puncte între locul 7 și locul 8. S-a terminat. Așa că între ăștia va fi bătălia finală. Iar ceea ce privește zona retrogradării ne interesează mai puțin ce se va întâmpla acolo, pentru că în Anglia sunt atât de multe echipe care, chiar dacă retrogradează, sunt împăcate cu soarta, întrucât și au mălaiul alocat pentru pozițiile retrogradabile, care este suficient de consistent încât să-ți permite să stai câțiva ani în Championship în condiții decente. Mai avem de asemenea și Serie A tot în acest weekend, după pățaniile diverse ale cluburilor italiene prin cupele europene. Juventus, posesoarea a 14 puncte avans și care a ieșit bine, evitând Realul, evitând Barcelona, evitând PSG-ul, evitând Atletico Madrid, da? A nimerit cu AS Monaco în sferturile Champions League, are 14 puncte avans în campionat, joacă acasă cu Genoa, echipa de pe locul 7. Un meci la discreția lui Juventus, atenție, se joacă duminică. Roma joacă la penultima clasată Cesena, un meci complicat. Roma n-a mai bătut pe nimeni în ultimele 5 meciuri, n-a câștigat cu nimeni nici în ultimele 7 meciuri, dacă le punem și pe cele două cu Fiorentina, unde a fost eliminată în optimile Europa League în mod rușinos de către colega sa de campionat. Roma absolut lamentabilă, nu este favorită la Cesena, o echipă care încă speră să se salveze de la retrogradare.
are 4 puncte în spatele locului 17, Atalanta. Lazio, care are 5 victorii la rând, dar care nu mai joacă în cupele europene, primește replica Veronei, pe care o poate învinge pe teren propriu. Napoli pe 4, totuși calificată în sferturi, a dat de greu, însă a trecut de Dinamo Moscova în Europa League, joacă cu Wolfsburg. În campionat primește replica Atalantei în locul 17. Și în Italia, între locurile 2, 3 și 4, a chiar și 5, ba chiar și 6, deși nu o văd pe Sampdoria capabilă să termine pe locul 2. Are totuși 3 victorii la rând. Samp joacă acasă cu Inter. E posibil. Inter este la 8 puncte în spatele Sampdoriei. Se cască și acolo o prăpastie de la locul 6 la locul 7. Sunt 8 puncte între Sampdoria și respectiv Genoa și Inter. Deci între Roma și Sampdoria, locurile 2 și 6 sunt doar 5 puncte. În Italia, campionatul este încă departe de a se fi încheiat. Mai sunt 11 meciuri de jucat pentru cele mai multe dintre echipe. Așa că posibilitatea ca lucrurile să se întoarcă și, de exemplu, Roma să nu termine pe 2, ci pe 6, există. Așa că avem un weekend cu multe evenimente fotbalistice, avem un weekend cu tenis, mâine dimineață, undeva în jurul orei 5, Simona Halep joacă iarăși împotriva Sirinei Williams, pe care n-a învins-o decât o dată în carieră, și atunci într-un meci amical, pentru că se întâmpla în grupe, chiar într-un sistem de grupe în tenis, la turneul campioanelor, unde meciul nu era decisiv. În rest, ea n-a reușit niciodată să o învingă pe numărul 1 mondial. Sirina este cu 10 ani mai în vârstă decât Simona. Un meci contând pentru semifinalele de la Indian Wells, semifinale unde nu mai joacă câștigătoarea de anul trecut, italianca Flavia Pennetta, aceasta a fost eliminată de Sabine Lisicki, nemțoaica, care iată și-a făcut culoar până în semifinale. Cea de-a doua semifinală este Sabine Lisicki, Elena Jankovic, sârboaica, a reușit să treacă de Lesia Tsurenko din Ucraina, 6-1, 4-1, ucraineanca a abandonat în setul 2. Și cred că Jankovic este favorită cu Lisicki, având în vedere că Lisicki a luptat 2 ore și 40 de minute să o bată pe Pennetta. Sirina cu Simona în această dimineață, așadar în jurul orei 5, marele meci de la Indian Wells. În ceea ce privește turneul masculin în aceeași localitate, nicio surpriză în rezultatele înregistrate în ultima vreme, în așa mod încât se știe deja că prima semifinală îi va opune pe Novak Djokovic, care a beneficiat de retragerea australianului de origine sârbă Tomic. Până la urmă cei doi nu s-au mai întâlnit. Djokovic a profitat de abandonul confratelui său și s-a calificat în semifinală, unde îl va întâlni pe Andy Murray, care a trecut ușor de Feliciano Lopez. Deci o primă semifinală așteptată între favoritul 1 și favoritul 4. În cealaltă semifinală, urmând să se întâlnească, dacă nu vor fi surprize în sferturi, Roger Federer și Rafa Nadal. Ceea ce cred că ar fi o premieră după multă vreme, n-aș putea să vă spun de când, când într-un mare turneu, deci nu un turneu de ăsta la Gâgă, undeva pe la Pattaya, da? Sau prin Kalimantan, Borneo, nu, într-un turneu important, când primii 4 favoriți ajung în semifinale. Ceea ce înseamnă că s-a jucat degeaba, pentru că toate rezultatele au fost conform așteptărilor, sau toate rezultatele care contau. În această noapte, practic, Federer și cu Nadal joacă partidele din sferturi pentru a se califica în semifinale și a se întâlni în semifinale. Semifinalele ar urma să fie Djokovic, Murray și Federer, Nadal. Mari meciuri, într-adevăr, deschise practic oricărui rezultat. Djokovic este favorit cu Murray pentru că n-a jucat împotriva lui Tomic, este mai odihnit, plus că, evident, este superior. Dar pe de cealaltă parte nu putem să dăm un pronostic dacă Nadal și Federer înainte trebuie să-și câștige meciurile din sferturi, care dintre ei va triumfa în disputa directă. Oricum o să vorbim despre astea la proxima întâlnire luni, la capătul unui weekend sigur care iarăși se anunță extraordinar în intensitate. Pe luni, toate bune!